Invitată la Teo Show, Andreea Mantea, care este și o mămică devotată, a vorbit despre motivele care au determinat-o să renunțe la emisiunea Puterea Dragostei, în ciuda faptului că era respectată și iubită de concurenți și de milioane de telespectatori. Ei bine, din cauza virusului, prezentatoarea nu a mai putut reveni în țară timp de mai multe luni, așa că a decis acum să se întoarcă definitiv. Frumoasa Andreea Mantea a spus că s-ar putea să îi se facă dor de concurenții de la Puterea Dragostei și de tot ce a trăit acolo alături de ei, dar că, pentru ea și copilul ei, este mai bine să se întoarcă în România, mai ales că își dorește ca micuțul David să aibă o copilărie frumoasă, aproape de prieteni și bunici. Eu am aflat că plec de o lună. Efectiv am simțit că îmi stă viața în loc. Sunt un om căruia îi place să trăiască foarte mult și intens. Veneam după o zi cruntă, groaznică și mă uitam la un coș de gunoi roz lângă un copac și mă gândeam că eu am de trăit și de făcut lucruri pe care nu puteam să le fac acolo din cauza acestui virus. Am ales cu teama de a trece anii pe lângă mine și era vorba și de David. El a început să se împună tot felul de întrebări ciudate. De exemplu, mamă, copilăria ta așa a fost, fără bunici, tu nu aveai bunici? O dată, de două ori, de trei ori, se uita în gol foarte des, dar eu nu m-am speriat pentru asta, pentru că și eu eram gânditoare. M-am gândit că și el este așa, dar întrebările lui au continuat. Tu câți prieteni aveai? Tu te vedeai cu ei? I-am explicat despre acest virus, cred că el știe mai multe decât mine, el știe regulile mai bine, dar nu vreau ca asta să-i creeze traume. Vedeam atâtea trăiri intense în casă, oamenii au trăiri, tot felul de povești, iar eu și copilul meu nu trăiam așa cum ne doream noi, așa cum mi-aș fi dorit eu pentru el și pentru mine, a declarat Andreea Mantea la Teo Show despre decizia dificilă de a renunța la postul de modelatoare a emisiunii Puterea Dragostei pentru a se întoarce în țară, aici unde locuiesc bunicii și tatălui David. Ramona este criticată dur de fanii Puterea Dragostei după ce s-a aflat de întâlnirea ei cu manelistul Nicola Sax. Cei doi vorbeau din timpul emisiunii, însă Ramona a decis la acel moment că este mai bine să rămână singură. De la întoarcerea ei în România, se pare că nu au pierdut timpul și s-au întâlnit. Aceștia au intrat în live, iar imaginile cu ei n-au rămas necomentate. Multe critici s-au abătut asupra concurentei după ce s-a afișat public cu celebrul manelist. Ramona tot postează poze singură, dar alături de copil nu văd. Bun, să posteze alături de Nicolas. Rușine, este comentariul unei internaute. Cei doi au ținut legătura în timpul emisiunii, chiar dacă frumoasa blondină se afla în Turcia, iar manelistul în România. De altfel, concurenta a recunoscut că între ea și Nicola s-au aprins niște scântei, deși ulterior, la acea vreme, au încetat orice discuție, iar Ramona nu mai părea interesată să-l cunoască. Povestea lor de dragoste a luat o întorsătură când tânăra mămică s-a întors în țară. Sunt foarte îndrăgostită de el, mă enervează uneori că nu-mi răspunde la telefon, îl aștept aici, la Puterea Dragostei, dacă nu, o să ne întâlnim afară și sperăm că totul o să fie bine între noi. A mărturisit Ramona de la Puterea Dragostei despre Nicola Sax pe vremea când se afla în Turcia. Bianca și Livian de la Puterea Dragostei și-au dezamăgit pe deplin fanii care sperau totuși ca cei doi să plece împreună acasă. Iată cum și-au luat rămas bun cei doi concurenți. Competiția Puterea Dragostei este pe sfârșit, iar concurenții s-au întors deja acasă. Bianca și Livian au fost unul dintre cele mai iubite cupluri din competiția din Turcia, iar fanii au urmărit cu sufletul la gură evoluția lor. Chiar dacă fanii au sperat până în ultima clipă ca Bianca și Livian să plece împreună acasă, se pare că drumurile celor doi s-au despărțit în București. Livian a luat calea Clujului, în timp ce Bianca a mai rămas pentru câteva zile în București. Înainte de plecare, Bianca și Livian au decis să-și ia rămas bun, însă despărțirea nu a fost una pe așteptările Biancăi, acum, așa cum se citește pe chipul ei din vlogul pe care l-a postat luni seară. Hai să ne luăm rămas bun, i-a spus Bianca lui Livian. Bianca i-a sărit în brațele lui Livian și a dat să-l sărute și i-a spus că o să fie cu minte cât timp nu se vor vedea. Însă Livian i-a răspuns în stilul caracteristic, stau cu minte cu alta în pat. Livian nu a vrut să o sărute pe Bianca, deși așa ar dorit, ba mai mult, nici nu i-a răspuns Biancăi după ce aceasta i-a spus ultima oară că-l iubește. Bianca și Livian de la Puterea Dragostei au plecat pe drumuri separate de la autocar și fanii așteaptă să vadă ce se întâmplă până la urmă cu îndrăgitul cuplu.
Soțul Andrei Esca a ajuns la terapie intensivă în cursul zilei de luni. Alexander Eram se află la același spital unde este internată și partenera sa de viață. Surse medicale au dezvăluit pentru Cancan.ro că soțul Andrei Esca a contractat de asemenea noul coronavirus și a ajuns la terapie intensivă. Alexander Eram, în vârstă de 50 de ani, se află în același spital unde este internată și soția lui, după ce a fost confirmată cu COVID-19, iar starea omului de afaceri nu este deloc bună și a ajuns intubat. Andreea Esca ar fi luat virusul în stațiunea Olimp de la o petrecere pe plajă. Confirmarea a venit la 2 zile de la notificarea trimisă de ProTV, care a anunțat că mai mulți angajați ai stației au fost infectați cu noul coronavirus, fără să precizeze însă numele. La evenimentul cu mai mult de 50 de persoane invitate, nimeni nu părea interesat de păstrarea regulilor sanitare. Într-un material video difuzat pe 30 iunie în emisiunea La Măruță, Andreea Esca apare cu mască în timp ce dansează. Mai târziu apare în imagini fără mască, făcând fotografii unor influencerițe. Între timp, autoritățile din Constanța s-au autosesizat, scrie Mediafax. IPJ și DSP fac verificări potrivit respectarea măsurilor de distanțare socială cu ocazia inaugurării acestui hotel. Polițiștii din cadrul IPJ Constanța s-au autosesizat luni în urma imaginilor din spațiu public și au luat legătura cu reprezentanții DSP Constanța, urmând a acorda sprijin în verificarea tuturor aspectelor și luarea unor măsuri dacă acest lucru se impune, au transmis reprezentanții IPJ Constanța. Polițiștii au întocmit un proces verbal cuprinzând inclusiv datele consemnate în declarațiile pe proprie răspundere ale invitațiilor cu privire la prevenirea și combaterea infecțiilor cu COVID-19, au mai anunțat polițiștii constanțeni. Concurenții Puterea Dragostei s-au întors în România. Hai să urmărim primele imagini cu ei în țară. Concurenții sezonului 2 Puterea Dragostei au ajuns în România cu un autocar în noaptea de sâmbătă spre duminică. După luni bune petrecute în Turcia, pentru unii chiar mai bine de un an, a sosit momentul să revină în țară. Concurenții au început să posteze imagini încă de pe drum spre România, din autocar. Odată ajunși în România, unii au ales să meargă acasă, alții să rămână o vreme la București. După terminarea filmărilor, Liviana a decis să meargă la el acasă, la Cluj, în timp ce Bianca a rămas la București, unde s-a întâlnit cu mai multe foste concurente, printre care și Mari, prietena ei din competiție. În imaginile cu Bianca, fanii nu au putut să nu observe tristețea de pe chipul concurentei. Pe de altă parte, Berna și-a sărbătorit ziua de naștere alături de Filip Pirui, Marius, Ela, Nicola Sax, Robert Ionescu și câteva prietene. Am făcut pentru voi o selecție de imagini cu concurenții ajunși în România. Vă las să le urmăriți în liniște.